Cuvântul Domnului la Daniel, capitolul 5, citesc începând cu versetul 1 până la versetul 6. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și au băut vin înaintea lor și în cheful vinului a poruncit să-i se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai mare lui nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această zbucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de ramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împățit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpână și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeienilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, cu toții dorim să spunem lăudat să fie numele Domnului. Pentru tot ce a fost, pentru tot ce va mai fi, vrem ca El să rămână între noi și El să meargă cu noi la casele noastre când se va termina acest serviciu divin. În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc și mesajul pe care vreau să-l vorbesc înaintea dumneavoastră se intitulează astfel: ce va scrie degetul lui Dumnezeu despre tine anul acesta? Vedem textul care a fost citit, mâna aceea care apare pe zid, de fapt, nu era altceva decât un simbol a degetului, a mâinii lui Dumnezeu care a scris pe zidul acela. Dragii mei, expresia aceasta a degetului Dumnezeu apare de mai multe ori în Biblie, apare în Exod 8 cu 18, unde Biblia spune că vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace și vrăjitorii au zis lui Faraon: aici este degetul lui Dumnezeu, dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise. În momentul când tăblile legii au fost scrise pe Sinai, Biblia vorbește în Exod 31 cu 18, când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. În Luca 11 cu 20, când Iisus Hristos vorbește despre eliberarea de demoni, El spune așa: dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Ne bucurăm astăzi că împărăția Domnului a ajuns până în casele noastre. Dar întrebarea vreau să o am mai departe: a ajuns și în viața ta împărăția lui Dumnezeu? A ajuns degetul lui Dumnezeu să transforme inima ta, să transforme viața ta? La un moment dat vine cineva la Iisus, mai mulți oameni care în loc să-și ia harfa și Biblia cu el la biserică, au venit cu pietre în buzunar. Și-o prins-o pe o femeie săvârșind un păcat și-o dus-o în fața Domnului Iisus. Și Biblia spune aici ceva foarte interesant, că ei nu încetau să-L întrebe și spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească. Dar Iisus scria cu degetul pe pământ. Pe pământ. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că Iisus Hristos spune următoarele cuvinte: cel care dintre voi n-are păcat, să dea cu piatra. Știți care era singura persoană acolo care putea da cu piatra? Iisus Hristos. Și nu a făcut-o. Vreau să spun că atunci când lovești, când dai cu piatra, să ameni foarte bine pe diavolul.
Și atunci când întinzi mâna să ajuți, când întinzi mâna să ierți, când întinzi mâna să ridici, să ameni foarte bine cu Fiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. La un moment dat a fost lovit Ștefan cu pietre, nu? Mai țineți minte pasajul acela. Și avea două variante Ștefan, să se uite în stânga și dreapta să vadă cine mă lovește. Nu e așa că atunci când primești un mesaj de pe un număr necunoscut și ești făcut cu ouă și cu oțet, ești foarte curios să vezi cine dă cu piatră. Ești foarte interesat să vezi de la cine a pornit asta. Să-l duci la comitet. Să suni pe fratele păstor, să rezolve cazul, nu? Dragii mei, Ștefan nu s-a uitat la cei care loveau cu pietre, s-a uitat în sus și a văzut cerul deschis. Nu știu ce fel de oameni sunt astăzi aici. Poate sunt și din cei care dau cu piatră. Poate sunt și din cei care încasează cu pietre. Vreau să le spun celor care dau cu piatră că în pasajul acela, cei care loveau pe Ștefan n-au văzut cerul deschis. Că dacă ar fi văzut, s-ar fi oprit. Dar Ștefan s-a uitat în sus. Și atunci când ești lovit și atunci când ești bajocorit, ai această variantă să te uiți în sus. Îmi ridic ochii spre munți, căci de acolo îmi vine izbăvirea. Dragii mei, Iisus Hristos ia cu degetul pe pământ și teologii de-a lungul anilor și-au pus această întrebare: ce scria Iisus cu degetul pe pământ? N-am un răspuns astăzi. N-am venit din România ca să vă dau un răspuns la întrebarea aceasta. Unii spun că ar fi scris numele acelor oameni, alții spun că ar fi scris faptele lor, alții spun că ar fi scris cuvântul love, dragoste, iubire. Nu știu să vă spun. Dar ceea ce vreau să vă spun astăzi este că Ieremia în 17 cu 13 spune așa: toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine, spune Dumnezeu, vor fi scriși unde? Pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Am o mare bucurie în seara aceasta. Numele meu este scris în cer. Nu știu numele tău unde este scris. Uitați-vă în Luca capitolul 16, era bogatul și săracul Lazar. Nici acum, după 2000 de ani, nu știm cum îl chema pe bogatul acela. Pentru că numele lui a fost scris aici pe pământ. Vine ploaia, vine vântul, vine tornada, vine uraganul și numele se șterge. Numele lui Lazar a fost scris în cer. Am un gând de la Domnul pentru dumneavoastră în această seară. Nu poți să trăiești ca bogatul și să mor ca săracul. Spune Biblia că atunci când a murit săracul, l-au așteptat îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Când a murit bogatul, m-am uitat atent în Biblie și nu spune cine l-ar fi așteptat. Știți de ce? Atunci când nu te așteaptă îngerii, numai demonii nu te mai pot aștepta. Cine te va lua de mână când vei pleca de aici? Spunea o cântare. Al cui ești când ai să pleci? Dragii mei, numele celor lui se șterge, numele celor mântuiți este scris în carte. Apocalipsa 21 cu 27, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. În seara aceasta vreau să vorbesc despre cele trei cuvinte pe care mâna aceea le-a scris pe zi. Dacă ar fi scris cuvântul telefon, aș fi primul care aș sta la Apple, la coadă, când fac release la un telefon nou. Dacă ar fi scris cuvântul Toyota, mi-aș cumpăra o Toyota. Dacă ar fi scris cuvântul pământ, aș cumpăra pământ cât mai mult. Dragii mei, Iisus Hristos când scrie ceva, nu face risipă de cerneală. Când Iisus Hristos vorbește ceva, când l-a întrebat pe Adam, unde ești, Adame? Nu a zis cum faceți, cum fac americanii, nu voi. How are you? Și când vrei să spui cum ești, se întoarce și pleacă. Am pățit eu un avion. Am pățit aici. Am crezut că chiar sunt interesați oamenii de cazul pe care trec, de problema pe care trec. Da? Iisus nu face asta. Iisus întreabă, unde ești, Adame? Ce faci, Adame? Iisus când scrie, dragii mei, n-are nevoie să consulte Wikipedia. Iisus Hristos când scrie despre mine, n-are nevoie să sune pe soția mea să o întrebe cum mă comport acasă cu ea. Iisus Hristos cunoaște totul despre noi, știe totul despre noi, slăvit să fie numele Lui. Dar haideți, dragii mei, să ne uităm în seara aceasta ce reprezintă cele trei cuvinte care au fost scrise. Pentru că sunt cuvinte foarte importante și n-au fost scrise numai în dreptul acestui împărat, sunt scrise în dreptul fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre muritori. Și primul cuvânt care a fost scris este cuvântul numărat. Și a fost scris de două ori, numărat, numărat. Dragii mei, sunt câteva lucruri în Biblie pe care Dumnezeu le numără. Și în primul rând, Biblia spune că Dumnezeu numără anii, numără Dumnezeu zilele vieții noastre. Și una din cântările care au fost aduse din limba engleză spune: one day at a time, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce îmi doresc.
Vreau să spun întrebarea în această seară, din cele 7 zile pe care le are o săptămână, câte zile trăiești cu Iisus? Dumnezeu, dragii mei, numără zilele vieții noastre. Spunea psalmistul 90:12, Moise, cel mai blând om de pe pământ. Un matematician care a absolvit facultățile Egiptului. Un om care se descurca foarte bine în multe domenii. Într-o zi ridică ochii spre cer și spune, Dumnezeule, Tu ești matematicianul Universului. Te rog frumos, învață-mă să-mi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. Doamne, învață-ne și pe noi în această seară să punem preț pe timp. Frați și surori, iubiți tineri, cea mai importantă valoare care avem nu-i viața noastră sau banii noștri, ci timpul. Nu-i casa sau mașina, e timpul nostru, care pot să zic că înseamnă și viață. De exemplu, dacă eu stau de vorbă cu fratele Alin sau fratele Alin stă de vorbă cu mine, eu îi dau 15 minute din viața mea. Dacă eu mă duc să ajut un orfan sau o văduvă, de exemplu, să-i sap grădină la o femeie văduvă din România, din Oltenia, și petrec 4 ore acolo, eu îi dau 4 ore din viața mea acelei femei. Am de zile n-am înțeles ce spune Biblia, că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața, fiți foarte atenți, pentru prietenii lui. Păi eu nu pot să mor pentru prietenii mei, numai pentru unul pot să mor. Înseamnă că nu se referă la moarte fizică, nu? Înseamnă că se referă la am dat timpul meu ție. Am această întrebare în această seară. La ce îți dai timpul tău? Am un prieten în România, are cer de rugăciune acasă. Și-a primit un mesaj pe telefon într-o zi. Unul din frații care trăiască din la rugăciune a spus așa, nu pot să vin, joacă steaua. N-am cum să ajung, e meci. M-aș bucura să pot să vin, m-aș bucura să vorbesc în alte limbi, dar trebuie să fac galerie că joacă steaua. Nu știu că-ți dintre dumneavoastră stau de vorbă cu oameni care sunt pe patul morții. În urmă cu 2 săptămâni jumate, aproape 3 săptămâni, m-am trezit și am avut 12 apeluri pierdute pe telefon. Am sunat înapoi. Era un frate de 30 și ceva de ani bolnav de COVID. Știți ce înseamnă să iei o mărturisire la cineva care are plămânii distruși? Nu vă spun mărturisire, dar pentru că e confidențială. Dar omul acesta mi-a zis așa, frate Cristi, dacă aș putea să dau viața de la început, aș trăi-o altfel. O zis, știu că mai am câteva zile, pentru aia mă mărturisesc, că nu vreau să pierd mântuirea lui Dumnezeu. Dar o zis, dacă aș mai avea timp, dacă aș mai avea viață, am murit după 3 zile. Verișorul meu, în aproximativ 2 săptămâni, la 28 de ani a murit în accident de tir. Era șofer de tir și a murit. Au rămas 2 copii, al treilea e pe drum. Ce faci cu timpul tău? Este bucuros Dumnezeu când numără ziua care ai petrecut-o? Este bucuros Dumnezeu când numără anii tăi? La noi la biserică a fost o mormântare și scria pe sicriu așa, a trăit 75 de ani. Și am zis, îmi cer scuze familiei, dar pe sicriu trebuia să scrie, a trăit 5 ani, că numai de 5 ani l-am botezat. Dumnezeu numără doar anii pe care i-am petrecut cu ei, cu El. Dumnezeu numără doar zilele care le-am petrecut cu El. Dragii mei, noi numărăm anii de la anii care au trecut, Dumnezeu numără anii care mai rămân. M-a întrebat cineva cât ne ai și i-am spus, nu știu. O zis, frate Cristi, dar dacă îl întrebi pe copilul tău cât n-are, el știe. Tu nu știi? Înseamnă că ai probleme. N-ai pus bine întrebarea. Trebuia să mă întreb câți ani am avut, nu câți ani am. Am avut 35. Nu știu câți mai am. Poate mai am 2. Poate mai am 1 săptămână. Dar câți am avut? I-am trăit cu Dumnezeu? I-am făcut bucurie lui Dumnezeu să numere? La împăratul acesta Dumnezeu, dragii mei, a numărat anii și a văzut că a stat departe de el. Vreau să spun că Dumnezeu, dragii mei, nu numără anii de la nașterea fizică, ci numără anii de la nașterea din nou. Mă rog astăzi fiecare zi din viața ta să o poți petrece cu Dumnezeu. Atunci când îți încheie ziua și te pui în pat, să știi că ai lăsat satisfacție în ochii lui Dumnezeu pentru felul în care ai trăit. Apoi, dragii mei, Dumnezeu spune Biblia că numără pașii noștri. Psalmul 5:6-8. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pentru că drumurile noastre de aici, spunea Pavel, influențează drumurile de dincolo. Am luptat, o să zis Pavel, lupta cea bună. Mi-am sfârșit drumul, alergarea. Sunt bucuros, o să zis Pavel, de pașii care am făcut. Ești bucuros de pașii pe care îi faci? Telefonul mobil la ora actuală poate să numere pașii care îi faci și se recomandă ca pentru o viață sănătoasă să ai minim 10.000 de pași făcuți pe zi. Soția mea cu 6 prunci îi face ușor într-o zi.
Pentru o sănătate bună, fizică, se recomandă să ai 10.000 de pași făcuți. Dar este o condiție, trebuie să ai telefonul sau smart watch cu tine. Să-l ai cu tine. Dacă îl pui deoparte, nu mai poți să numere câți pași faci. Știți că Iisus Hristos numără fiecare pas al nostru? A fost bucuros Dumnezeu de drumurile pe care le-ai făcut anul acesta? De kilometri de la mașină? Undeva în Bucovina, la un cer de rugăciune, niște tineri au mers și îmi povesteau că unul din frații proroci s-a adresat unui tânăr care era prezent și a spus următoarele cuvinte. Te-am văzut, o zis Domnul, ducând cămile încărcate cu bagaje mari la văduve și la orfani. Continuă să faci asta, pentru că tot ce faci se scrie în cer. Și cerul se bucură de lucrul ăsta. O, ce binecuvântare! Ce n-aș fi vrut și eu și alții să aibă așa prorocii? Dar prorocia aia, dragii mei, de fapt era o consecință a umblării acestui tânăr cu Dumnezeu ani de zile. Mă rog astăzi, Domnul, să binecuvinteze umblarea noastră și pașii noștri. Să-i facem bucurie lui Dumnezeu când numără. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu numără perii din cap. Luca, capitolul 12 cu 7, și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Dumnezeu numără perii din cap. Știți ce spune mie asta? Două lucruri. Unul pozitiv și unul negativ. Unu, că tot ce se întâmplă în viața noastră este în controlul lui Dumnezeu. Romani 8 cu 28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar mai spune ceva versetul ăsta. Nu poți să ascunzi nimic de Dumnezeu. Mă uit aici la tinerii care sunt prezenți. Ce fel de parolă ți-ai pus la telefon? It's a strong one, right? Acum, dacă ai avea predici pe telefon, ar trebui să fie parola prea puternică, nu? Că dacă vede mama că ascult predici, nu se supără pe tine. Avem impresia că Dumnezeu nu știe ce face. Îi spuneam cuiva, dacă bași mizeria sub preș, poți să o ascunzi de păstor, de alții, dar nu poți să-i oprești mirosul. Îi spunea Dumnezeu unei familii după 7 ani de la căsătorie, printr-o lovitură cruntă care i-au dat-o, o zis, am așteptat 7 ani să veniți la mărturisire din cauza păcatului cu care ați intrat în ziua anunții în biserică. Și acum am lovit, pentru că eu număr tot, o zis Dumnezeu. Dragii mei, vă pun această întrebare astăzi. În câte situații limită ai fost și degetul lui Dumnezeu a fost acolo și te-a călăuzit? Poți să recunoști asta? Viața noastră trece. Numărătoarea într-o zi se va încheia și dosarul vieții se va închide. Uitați-vă să vedeți că atunci când David încearcă în Psalmul 39 să numere viața noastră, să o măsoare, n-are nevoie de maile, nici de fiți. O zis David, îmi ajunge latul de palmă. Dacă mergeți la un cimitir, nu știu cum ești dumneavoastră în România, e scrisă data nașterii și data morții. Dacă pui latul de palmă pe crucea aceea, liniuța dintre cele două numere e cât palma ta. Asta e viața noastră. I-ai făcut lui Dumnezeu bucurie, trăim frumos? Doamne, te rog astăzi când numeri în dreptul nostru să numeri cu îndurare. Doi, mă uit, dragii mei, la al doilea cuvânt pe care îl scrie aici, mâna aceea pe zi, degetul lui Dumnezeu. Și al doilea cuvânt spune aici Biblia că a fost cântărit. Și vreau să vă provoc astăzi să vă gândiți ce înseamnă să fii greu în ochii lui Dumnezeu sau să fii ușor în ochii lui Dumnezeu. Pentru că, de exemplu, dacă întâlnești un om care are câteva milioane de dolari, spui că e un om cu greutate, nu? Dacă vezi un om care are relații foarte mult, dă un telefon, în România cel puțin se practică lucrul ăsta, da? Cu intervenții foarte mari, o să obții anumite lucruri. Zici, mă, ăsta e un om cu greutate. S-ar putea să fie cu greutate în ochii oamenilor. Dar vreau să mă uit astăzi, de ce împăratul ăsta, când a fost cântărit, a fost găsit ușor în ochii lui Dumnezeu? 1. Omul mândru este găsit ușor înaintea lui Dumnezeu. Iar omul smerit este găsit cu greutate înaintea lui Dumnezeu. O zis aici Daniel către omul acesta, Belșatare, vreau să spun ceva. Și eu, pentru că timpul e scurt, am sărit peste aceste versete. Dar vreau să rezum în 2 minute ce a spus Daniel. Ai crescut în casa tatălui tău. Tatăl tău a fost tot așa mândru ca și tine. Cu pieptul scos în față, cu cămașa mulată pe el. Dădea numai ordine și se executa orice. Într-o zi, o zis Daniel, am stat față în față cu taică-to și i-am spus să se smerească, că dacă nu Dumnezeu, îl va smeri. Și n-o vrut. Tu ai fost în casă cu el, erai copilul lui. M-aud copiii de pocăiți?
Ai fost și ai văzut pe tatăl tău cum i-am vorbit. Nu te-ai smerit. La taică-tu Dumnezeu i-a dat 12 luni. Ție noaptea asta ți se va lua totul. Pentru că tatăl tău nu a mai avut un exemplu în fața lui. Tu l-ai avut pe el exemplu. Dragii mei, omul smerit este omul care cântărește greu înaintea lui Dumnezeu, pentru că el recunoaște că toate binecuvântările care vin în viața lui vin de la Dumnezeu. Orice dar bun și desăvârșit vine de unde? De la Chase Bank. Nu? De la Ethereum. Nu. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus. În fiecare dimineață Dumnezeu îți dă binecuvântări. O sta trează asta noapte, Dumnezeu, când tu dormeai, să-ți pregătească binecuvântare pe dimineața aceasta. Slăvit să fie numele Lui. Vreau să te întreb astăzi, cum te găsește Dumnezeu când te cântărește? Frate și surori, vreau să luați cu mare seriozitate acest mesaj. Nimeni nu vom scăpa de cântarul lui Dumnezeu. Pot să-i înșel pe oameni să mă cântărească, dar nu pot să-L înșel pe Dumnezeu când mă cântărește. Uitați-vă că cele mai scumpe lucruri din viața noastră le primim gratis. Sănătatea, timpul, viața, inima care bate. E ca și tatăl acela care a dat fiului său acea avere și fiul a plecat. Și atunci când iei averea tatălui și o pui în slujba diavolului, Biblia numește asta destrăbălare. Mă rog în seara asta să iei ceea ce Dumnezeu ți-a dat și să pui în slujba lui. Spunea o cântare frumoasă, viață tinerească, plină de elan, frumusețe, daruri toate câte am. Le pun toate în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Niciodată nu s-a auzit pe omul mândru spunând Ebenezer. Nu. Nu. Numai omul smerit poate să zică până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dragii mei, mă uit în Luca capitolul 12, la bogatul acela la care rodește țarina. Vreau să vă spun că de 10 ori omul acela în 3 versete folosește pronumele personal posesiv. Pronumele posesiv, pronumele personal, vorbește despre el de 10 ori în 3 versete. Eu, al meu, mie, îmi, sufletul meu, mâncarea mea, viitorul meu, investiția mea. Știți că oamenii mândri vorbesc mult la persoana întâia, oamenii smeriți vorbesc mult la persoana a treia. El. Slăvit să fie numele Lui. 2. Atunci când Dumnezeu, dragii mei, cântărește pe cineva, se uită la cât de mare preț pune omul acela pe cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun astăzi, potrivit cu Isaia 5:24, că omul care ne socotește cuvântul lui Dumnezeu este găsit ușor înaintea lui Dumnezeu. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina și floarea lui se va risipi în vânt. Dar de ce? Căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Într-o familie din România, în urmă cu 20 și ceva de ani, i-a luat foc casa, o familie cu 12 copii, s-a întâmplat o nenorocire. Nu erau atunci în mijloace ca și astăzi, dar frații s-au mobilizat, au trimis alimente, au trimis materiale de construcții și bani. Și familia aceea care a rămas fără casă de la zero a putut să construiască o casă și a dus-o la gata. Însă oamenii au văzut că binecuvântările tot vin și au spus, nu zicem la nimeni că virgulă casa este gata. Domnul a trimis fratele Ștefan Iac de la Lugoj la acea familie și a spus așa, du-te și spune următoarele cuvinte. Spuneți celor care v-au ajutat că virgulă casa este gata și nu mai e nevoie de ajutor pentru că puteți munci. Dacă nu, banii pe care îi primiți vi se vor considera bani furați și în loc să fie o binecuvântare vor deveni un blestem pentru voi. Știți ce a spus capul acelei familii? Încerc să parafrazez, redându-vă ideea. O zis, frate Ștefan, așa e că ai vrea să primești și tu? Așa e că te doare un pic că numai noi primim. Ești un pic invidios. A plecat fratele Ștefan îndurerat, cu inima plină de mâhnire, pentru că a știut că ceea ce Domnul a vorbit aduce la îndeplinire. Cu durere vreau să vă spun astăzi că întreaga acea familie este în lume. Sau se culcau și se trezeau la ora 11 dimineața. Frații ajutau, frații dădeau. Pentru că au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, eu vreau astăzi cuvântul lui Dumnezeu să-l iau cu greutate. Dar nu poți să iei cuvântul lui Dumnezeu cu greutate dacă nu-l citești. Mi-e greu să vă întreb astăzi cât aveți Biblia cu dumneavoastră. Dar mi-e și mai greu să cred că cineva care citește Biblia în fiecare zi nu vine cu ea la biserică.
Ne-am adus telefonul cu noi, dar Biblia, cât de mare preț pui pe cuvântul lui Dumnezeu? În urma unui sondaj făcut în bisericile americane, s-a descoperit faptul că nici măcar 10% dintre creștini nu citesc Biblia în fiecare zi. Tu citești Biblia? Am fost cu fratele Cornel Răducanu, pastorul senior al Bisericii Muntele Seului din Deva, la o soră văduvă acasă. De peste 15 ani de zile, sora asta e văduvă. Am intrat înăuntru, am făcut o rugăciune, am vorbit și la un moment dat m-am uitat să văd, n-are un laptop pe masă, n-are un telefon. Că noi tineri știți cum suntem, dacă n-ai un telefon sau un laptop, te plictisești de moarte. Și am zis, soră, iertați-mă că îndrăznesc, poate nu e bună întrebarea, dar ce faceți 12 din 24 pe zi? Că nu mai mergeți la lucru, trăiești din pensie, sunteți văduvă, sunteți singură, ce faceți? Și-a zis, frate Cristi, în camera de dincolo, am 66 de canale, zice. Deja am început să transpir, când am auzit. Am zis, iată ce păstoră, ce păstor bun ăsta, pe cine păstorească. 66 de canale, zice, le-am luat pe toate anul ăsta și acum a doua oară și-s la canalul Ezechiel. Am venit să fac reclamă la canalele astea, să fac așa, și noi abonament. Poate dăm cancel la Netflix și ne abonăm la... Tinerii, do you hear me? No? Is it better? Timpul nostru se scurge printre degete, viața noastră se scurge și nu avem timp să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vei pune preț pe Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va pune preț când vei striga în ziua necazului pe rugăciunea ta. Dacă vei lua cu seriozitate pe ceea ce ți-o vorbi Domnul și vei spune, vreau din seara asta să împlinesc, spune Biblia, fundația casei tale va rămâne în picioare în ziua furtunii. Dragii mei, o zis David la un moment dat, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și de ce sunt multe falimente astăzi? Pentru că nu mai citim cuvântul. Și dacă nu-l citești, când vine diavolul, dragii mei, la Iisus Hristos, diavolul a venit cu Biblia. La mulți dintre noi, dacă ar veni cu Biblia, n-am găsit referința, că așa de bine știe diavolul Biblia. Am văzut tânără care căuta Estera până Noul Testament. În România se practică să mai dai 250-300 de dolari și îți dă un driver license. Sper că nu se transmite, Doamne. Am o întrebare, dacă eu n-am luat așa permisul, dar se mai practică. Dacă ați ști că eu am luat permisul dând o mită, ați venit cu mine de aici până la Irvine? Sau până la LA? Nu. Cum îndrăznești să intri în căsătorie cu o fată sau un băiat care n-au citit nici măcar o dată Biblia în viața lor? Te întreb cu toată seriozitatea și îmi plânge inima când pun întrebarea aceasta. Am stat de vorbă cu o familie, după 7 ani erau în pragul divorțului și am întrebat când v-ați rugat ultima dată împreună și mi-au spus în ziua anunții. Și atunci, de ce vrei să faci ceva acum? Pentru că e normal, nu? Dacă nu mănânc de 7 ani, de ce mă întreb de ce nu lucrez în construcții? De ce nu carsaj de ciment? Frate, soror, iubiți tineri, haideți să luăm cartea aceasta. Niciodată în istoria lumii nu au fost mai multe alternative la cartea aceasta. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și multe altele. Ca să ne ia timpul să nu-l petrecem aici. Du-te acasă și dacă vrei să te cântărească Dumnezeu cu greutate, deschide Biblia în fiecare zi. Citește cuvântul acesta și când diavolul va veni la tine să te ispitească, poți să-i spui un verset din Biblie și va pleca. Dar ca să spui versetul acela, ca să știi ce să spui, trebuie să cunoști mai întâi cuvânt. Apoi, dragii mei, omul care este cântărit ușor înaintea lui Dumnezeu este omul care vorbește în chip ușurat. Mă uit la Belșațar, la omul acesta, după ce Daniel îi tălmăcește scrierea, m-aș fi așteptat ca Belșațar să zică, Daniele, îți mulțumesc, acum intru la mărturisire, acum mă prăbușesc și încep o viață nouă. Știi ce spune împăratul? Aduceți hainele și lanțul, zice. O mai fost o predică faină, o mai venit frați din România, o mai avut o prorocie frumoasă, o fost o seară frumoasă. Dar auzi, mâine la mol ce haine sunt? Cât o să fie goldul mâine, dar silverul? Cum o să fie cu stocurile la Apple săptămâna viitoare? Și mereu am ascultat cuvântul, dar mergem mai departe și vorbirea noastră nu arată că aș fi luat în seamă ce m-a spus Dumnezeu.
Biblia spune în Proverbe 12 cu 18, cine vorbește în chip ușurat, îi grănește ca străpungerea unei săbii. Cum e vorba ta și vorbirea ta? Este o vorbire care aduce zidire sau este o vorbire ușuratică? Psalmul 15, el nu-și ia vorba înapoi. Frați și surori, Biserica Pentecostală de-a lungul anilor nu a mers cu predicatori mari, nici cu proroși mari, dar a mers cu o viață trăită și cu un cuvânt care a fost da, a fost da. Am un prieten în țară, are peste 280.000 de euro, peste 300.000 de dolari dați împrumut. Doi din cei la care i-au împrumutat deja au murit de COVID. O zis, Cristi, nu-mi pare rău de banii care i-am pierdut. Îmi pare rău că au murit oamenii ăștia. Știi ce îmi pare rău? Că atunci când le-am dat banii, s-au jurat pe Biblie, pe orice, îți dau, frate, zice, dar eu sunt omul lui Dumnezeu, zice. Și când îi sun, răspunde Orange-ul, AT&T-ul la voi, la T-Mobile. Abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Dar unde e cuvântul care l-ai spus? Dragii mei, aș dori astăzi Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Se poate baza cineva pe cuvântul tău? Înseamnă că ai greutate înaintea lui Dumnezeu. Mă duc mai departe la ultima parte. Ultimul cuvânt pe care mâna degetului Dumnezeu îl scrie pe zid este cuvântul împărțit. Și vreau să vă spun astăzi, primele două cuvinte, numărat și cântărit, nu poți să le schimbi. În dreptul fiecăruia de aici Dumnezeu scrie cuvintele astea. Al treilea cuvânt poți să-l schimbi. Dacă numărătoarea pe care Dumnezeu o face în dreptul tău și a familiei tale, dacă cântărirea pe care Dumnezeu o face este o cântărire grea și numărătoarea, este o numărătoare care aduce Dumnezeu satisfacție și bucurie, în loc să scrie împărțit, Dumnezeu va scrie înmulțit în dreptul tău. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, când Dumnezeu împarte, poate împărți posesiunile cuiva. Poate scurta viața cuiva. Uitați-vă la Anania și Safira. Dumnezeu vede ascultarea lui Naaman și mărturia acelei fetițe. Nici nu știu cum o chemată pe fata aceea. Tineri, știți? Despre cine vorbesc? Două versete în Biblie. Dacă aș fi știut cum o cheamă, aș fi pus numele la una din cele trei fete ale mele. Dar nu știu cum o cheamă. O fată care a trăit frumos. O fată pe care îi cuvânt te puteai baza. Oameni buni. Generalul armatei a mers din Siria în Israel, pe baza unui cuvânt al unei fete. Imaginați-vă că stătea pe telefon când făcea curat și își bătea joc de aspirat. Vorbesc în termeni noștri. Imaginați-vă că băga mizeria sub preaș. Imaginați-vă că bârfia. Ar mai fi avut valoare cuvântul ei? Nu. O mers Naaman la împăratul Siriei și i-a spus, am acasă o fată. Când asta spune da, îi da, când nu, îi nu. Știi ce m-a spus fata asta? Că este un Dumnezeu care dă vindecare. Împărate, vreau să mă duc. Am nevoie de o scrisoare din partea ta. Dă-mi voie să mă duc. Ce fată extraordinară. În dreptul lui Naaman, în urma ascultării, Dumnezeu scrie înmulțire, scrie vindecare, slăvit să fie numele Lui. N-ai vrea în seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să scrie și în dreptul nostru înmulțire? 2 Petru 1 cu 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Să ai harul astăzi de a mai asculta predici, să ai harul de a mai putea veni la părtășie, să ai harul să mai ai sănătate, să mai poți munci, să te mai poți bucura de familia de lângă tine, să ai pace în casă. M-am dus într-o zi la magazin să caut o margarină, un unt, care să nu aibă atâtea grăsimi trans, să nu fie atât de nociv. Și n-am găsit. Am vrut să caut ceva bio și n-am găsit. Și când am venit acasă, Duhul Sfânt mi-a spus, n-ai căutat unde trebuie. M-am gândit ce magazine sunt în România, le-am luat pe toate, unde n-am căutat? Și au zis, Domnul, aici trebuia să cauți. Aici, în Biblie. Pentru că, dragii mei, mai bine o bucată de pâine uscată, cu ce să fie un săcu? Cu pace. Ai pace în casă astăzi? Poți să ai frigiderul plin, să ai masa plină, dacă n-ai pace. Cei răi n-au pace, dar cei ce sunt al lui Dumnezeu au pace. Doamne, îți mulțumim că ai înmulțit pacea în dreptul nostru. Frații și surori, atât de mare nevoie avem, avem noi ca Dumnezeu să înmulțească numărul ucenicilor în biserica în care suntem. Fapte 6 cu 7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult și o mare mulțime de preoți venea la credință. Avem nevoie ca Domnul să înmulțească minunile Lui în casele noastre și în viețile noastre. Exod 11 cu 9. Faraon n-are să asculte de voi. Dar de ce? Pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului. Mă apropii de încheiere în această seară. Pentru că știm ce trebuie să facem. N-avem nevoie de predici lungi.
Și vreau să vă dau acel exemplu cu văduva din Sarepta, care pe mine m-a mișcat și mă mișcă de câte ori îl citesc. Femeia aceea, văduva din Sarepta, spune Biblia că a ieșit să mai strângă două lemne. Mai avea două porții de mâncare, așa spune ea. Mai mănânc eu, copilul meu, și apoi vom muri. În vremea aceea, dragii mei, nu erau calculatoare. În vremea aceea, numărătoarea se făcea cu pietre, cu oase, cu scoici, cu lucruri din astea. Nu știu să vă spun exact cum și-o împărți văduva din Sarepta mâncarea pe ultima lună. Probabil că a făcut 30 de porții, a pus 30 de petricele mici și a mâncat și ea și copilul minimum pe zi, ca să nu moară de foame. Și-a aruncat câte o piatră la o parte. Așa numărau ei atunci. Știți când a venit Ilie? Când mai era o singură petricică, când mai erau doar două porții de mâncare. Parcă văd pe femeia aceasta cum îl vede pe Ilie de la distanță și cred că atunci când îl vede spune: uite că ne-a salvat Domnul, uite cum lucrează Domnul. Și Dumnezeu dă calculele ei peste cap și Ilie când vine îi spune așa: dă-mi apă să beau. Merge femeia asta să aducă apă și cred că în mintea ei s-a gândit: ce bine că nu m-a cerut mâncare, că apă mai am. Și în clipa aceea mai aude o vorbă, mai aude vocea lui Ilie care spune: fă-mi și o mâncare, o turtă să mănânc. Și femeia asta se întoarce cu inima zdrobită și spune: Ilie, viu este Domnul, că nu mai am decât două porții de mâncare. Așa e că n-ai fi crezut că Ilie e omul lui Dumnezeu în momentele acelea. Așa e că și noi judecăm și spune: ăsta e omul lui Dumnezeu? Ăsta? Păi dacă era omul lui Dumnezeu, mă lăsa pe mine să mănânc mai întâi și copilul, nu? Și el îmi cere să mănânc eu, să mănânc și el primul. Dragii mei, nu era vorba acolo de bunele maniere. Acolo este un principiu: ori de câte ori pui lucrarea lui Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu binecuvintează viața ta. Și se uită Ilie la văduva aceea și îi spune văduvei: eu înțeleg durerea care o ai, dar vreau să-ți explic cum stă lucrurile, cum stau lucrurile. Știi ce a spus femeia aceea, dragii mei, fără poate să-l dea seama? Viu este Domnul. Și Ilie, parafrazat, asta a făcut, a zis: femeie, cum Dumnezeu vii acasă, nu o să mor de foame. Cum Dumnezeu vii acasă, Dumnezeu m-a trimis din Israel, ca în dreptul tău să scrie înmulțire. Pentru că dacă ai un Dumnezeu viu, înseamnă că nu-ți încheie ziua cu telenovele, ci îți încheie ziua pe genunchi. Dacă ai un Dumnezeu viu, înseamnă că nu-ți încheie ziua cu bârfă, ci îți încheie ziua cu rugăciune. Vreau să spun, o zis Ilie, că Dumnezeu ăsta viu nu-ți va înmulți mâncarea. Va face o minune mai mare. Știți ce m-am gândit? Dacă i-ar fi adus o tonă de făină și o tonă de unt de lemn la femeia aceea, cred că nu s-ar mai fi rugat vreo două, trei luni de zile. Dar au zis Ilie așa: unt de lemnul și făina nu vor scădea. Tot două porții vor rămâne. Știți ce spune Biblia? Auziți, Ilie a locuit multă vreme la văduva aceea. Știți că acolo unde e Dumnezeu prezent, din două porții pot mânca trei, pot mânca cinci, pot să mănânce zece? Dragii mei, în seara aceasta am venit la dumneavoastră să mă laud cu un Dumnezeu mare, care face minuni și astăzi. Nu știu care e dosarul care l-ai pus pe altar înaintea lui Dumnezeu. Înainte să te stresezi, să scrie Dumnezeu o înmulțire în dreptul ființei mele, în dreptul familiei mele, haideți astăzi pe baza acestui mesaj să ne uităm ce-o număra Dumnezeu în viața noastră. Poate e nevoie de o mărturisire completă a vieții. Poate e nevoie de smerenie a vieții. Poate e nevoie de o prăbușire, că asta face mărturisirea, te face să te prăbușești și tot ce ai ascuns să duci în față. Dacă ar fi ieșit Belșazar, ar fi spus: Daniele, oprește-te, oprește-te! Vreau să spun ce păcate am făcut. Nu s-ar mai fi întâmplat lucrul acela. În timp ce Daniel vorbea, Dariu cu Medo-Persanii înlăturau cursul râului Eufrat din Albie și pe bază pe Albie aceea au intrat în cetate și în seara aceea omul acela a fost omorât. Dragii mei, Dumnezeu în seara asta mă rog să scrie viață în dreptul tău și în dreptul meu. Sunt aici tineri, sunt aici persoane care au nevoie de nașterea din nou. Sunt aici persoane care au nevoie de hotărâri noi, de decizii noi. Cum îți trăiești viața? Spunea cineva și tare mult mi-a plăcut: trăiește-ți viața în așa fel că atunci când păstorul va predica la mormântarea ta să nu fie nevoie să exagereze. Am fost la mormântare la care mi s-a spus de către fratele păstor: nu predica nimic despre ăla mort, că n-ai ce să predici. Am fost la mormântare unde
mi-a spus Domnul, predică despre iertare. Și când am plecat acasă, am zis, Doamne, dar ce rost a avut predica aia? Și m-a sunat cineva care a fost de față și a zis, Cristi, 41 de ani, femeia care a murit, nu a luat cina. 41 de ani. Pentru că am înțeles greșit versetul. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să amâne cina Domnului. Nu. Și așa să ia. Așa să mănânce. Dacă să mănânc, trebuie să-mi rezolv problema. 41 de ani din viață s-au dus. Am stat de vorbă cu o femeie anul acesta care are milioane de dolari. Și a zis, frate Cristi, sunt bolnavă. Dar eu nu o să plec din viața asta până nu voi trimite o sumă foarte mare de bani în România și mult, mult, mult sărași se vor bucura de asta. Am așteptat. Nu eu, că nu erau pentru mine. Și misiunea care o facem. Și n-am venit astăzi să cer bani de la nimeni, noi sunăm la centrală și Domnul rezolvă. Azi noapte a murit. Înainte să mă moare cu 2 săptămâni, au zis, Cristi, când ești din spital, mă duc la bancă. Nu m-ai apucat. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce îmi doresc. Oare după mesajul ăsta, cum o să prețuiești viața de mâine? Du-te într-un spital la terapie intensivă, la urgency, la emergency, și să vezi ce înseamnă viața pentru cineva. Du-te și întreabă pe cineva care are cancer. Ce ai dat să încep din nou? Și tu ești sănătos astăzi. Închei cu mărturia lui John Gedi, care m-a marcat foarte mult. Nu departe de voi de aici, a fost în Canada. În 1848 s-a ridicat în biserică, în picioare, și a zis către comitet și către frații păstori, fraților, vreau să-mi trăiesc viața cu folos. Vreau când Dumnezeu numără în dreptul meu să fie bucuros, să fie satisfăcut. Vreau să mă duc misionar la canibali. O zis frații din biserică, dar nu poți să stai liniștit acolo pe bancă, la 8, gata, merg acasă, mănânci, te culci. De ce trebuie să faci tu diferit? De ce să fii tu mai sfânt ca noi? Mai altfel? Și au plecat, deși nu a fost încurajat de biserică, nu a fost aplaudat de oameni. I-au spus toți, mergi și zrici viața, mergi între canibali. În 1848 ajunge pe insulă la finalul anului și găsește numai violență și ură. Oameni needucați, oameni fără Dumnezeu, oameni sălbatici. Ascultați-mă bine. 24 de ani John Gedi muncește și se jerfește între oamenii aceștia. Le predică Evanghelia cu fapta, nu doar cu vorba. După 24 ani de muncă și de jertfă, de sacrificii și de lacrimi, moare, iar prietenii săi confecționează o plăcuță comemorativă pe care o lipesc pe zidurile bisericii pe care canadianul a înființat-o. Ascultați ce a scris mâna prietenilor, care de fapt reprezenta mâna lui Dumnezeu în acele momente, pe zidul bisericii, în amintirea lui John Gedi. Când a ajuns pe această insulă în 1848, nu era niciun creștin aici. Iar când a plecat la Domnul în 1872, pe insulă nu mai era niciun păgân. Când a ajuns aici, spuneau prietenii lui John Gedi, aici nu era lumină. Când a plecat dintre noi, nu mai era întuneric. Când vei pleca de aici, spunea o cântare, al cui ești când ai să pleci? Cine te va lua de mână? Când îți vei încheia viața, ai siguranța că o să-L vezi pe Dumnezeu? În seara asta, dragii mei, mâna care o scris pe zid, e prezentă să mai dea vindecare, să mai dea restaurare. Mâna aceasta o rog la rugăciunea care urmează să mai scrie nume în cartea vieții și acolo unde ești, să poți să iei decizii noi înainte de Dumnezeu. Ori de câte ori, aproape ori de câte ori vorbesc cu tatăl meu, mereu îmi spune să nu uiți, Cristi, ce cântare te-am învățat când erai mic. Să nu uiți de smerenie. Și spunea cântarea și nu mai cânte acum că e târziu, dar spunea cântarea, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Când s-a văzut ultima dată Iisus în tine și Iisus în mine? Spunea cântarea, dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Frate și surori, prea mult ne vedem noi oameni, prea mult se văd ceea ce avem noi. N-ați vrea din seara asta să se vadă Iisus în noi? O zis Pavel către Galateni, simt ceea ce simte o mamă când naște la mater, simt durerile nașterii, o zis Pavel, că aș vrea să ia Iisus chip în voi. O luat Iisus chip în tine? Haideți să ne ridicăm în picioare. La finalul acestei slujbe, să intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu, să rugăm pe Domnul ca mâna aceea care a scris pe zid împărțit în dreptul nostru să scrie înmulțire, să scrie pace, să scrie îndurare, să scrie restaurare.
Sunt aici poate tineri, băieți, fete. La 14 ani am luat și eu decizia să încep o viață nouă. De atunci Dumnezeu în fiecare zi mi-a făcut numai bine și umblu cu El și sunt bucuros de umblarea asta. Ai ocazia în seara asta să fie o seară, cum a spus aici Domnul prin profet, să fie o seară a mântuirii, să fie o seară când degetul lui Dumnezeu se mai scrie nume în cartea vieții. Totul depinde de tine. Niciodată Iisus Hristos nu vindecă în Biblie cu forța, ci întreabă, vrei să te faci sănătos? Da, Doamne, în rugăciunea care urmează vreau să mă fac sănătos. Aș vrea să-mi placă din nou Biblia, aș vrea să-mi placă din nou părtășia, aș vrea să simt din nou bucurie la rugăciune, la cântare, aș vrea să mă botez cu Duhul Sfânt și zic, Doamne, mai lucrează, amin, intrăm la rugăciune.